din nou sufletul nostru tresaltă de bucurie fiindcă suntem aici în prezența bunului Dumnezeu și asemenea unui copil care fremătă când vede o cutie cu un cadou și nu mai are răbdare până deschide așteptările lui fiindcă acolo e ceva cu totul deosebit și plăcut și pe care l-a așteptat de mult la fel este sufletul nostru așteptând ca bunul Dumnezeu să desfășoare astăzi cuvântul pe care l-a pregătit pentru noi, parcă nu mai avem răbdare. Dar vrem să ne rugăm înainte de a începe această călătorie sfântă și să cerem lui Dumnezeu ca ea să aibă. Rău să aducă rod în viața noastră. Da, tată, aceasta nu este rugăciunea. Cum ai spus tu, cine rămâne în mine aduce multă roadă. Ajută-ne să rămânem în tine, în predarea și primirea acestui cuvânt, prin Domnul Isus Hristos. Amin. Fiecare lucru rău, aș vrea și mă rețin să numesc câteva foarte rele pe Pământul acesta, provine de fapt din ceva bun. La origine a fost ceva bun. Dar acest bine a fost pervertit într-un fel sau altul, și binecuvântarea intenționată de Dumnezeu a devenit un blestem. E un proces asupra căruia ar trebui să nu stăruim, dar cu care să nu avem de-a face niciodată. Binecuvântarea se transformă într-un blestem. Aceasta însă este o reacție reversibilă. Având în vedere bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, și opusul este valabil și posibil, și anume, Lucrurile care pentru viața noastră au ajuns și fuseseră și au fost un blestem, Dumnezeu le-a transformat în binecuvântare. Așa i-a spus Moise lui Israel cu privire la blestemul lui Balaam. Dumnezeu n-a vrut să asculte acest blestem, ci a schimbat blestemul în binecuvântare. Astăzi vom continua să ne ocupăm de ideea de ceartă. Dacă ați observat, cearta precede despărțirea. Naște ură între oameni, răceală, distanță, duce în final la crimă. Multe dintre cele mai odioase crime au început cu o ceartă și ea s-a sfârșit cu o vărsare de sânge sau cu o separare, cu spargerea, cu distrugerea unei familii, cu distrugerea unei prietenii. Nu are sens să lungim lista efectelor groaznice pe care le are lucrul acesta. Dar, Potrivit cu ceea ce am enunțat anterior, cearta aceasta, care este un blestem care duce la așa un așa rău, ea provine din ceva bun. De aceea, prin Duhul lui Dumnezeu, vom lua pe urme să vedem de unde provine acest lucru. Ce ar trebui să însemne El pentru noi și cum poate fi El pentru viața noastră și pentru cel de lângă noi, binecuvântarea pe care a proiectat-o Dumnezeu. Cum poate fi acest lucru o binecuvântare pentru noi? Primul și cel mai însemnat lucru de care ar dori să, aș dori să ținem seama la începutul acestei călătorii în Cuvântul lui Dumnezeu este faptul că, de obicei, se trece peste primul și cel mai important pas în toate lucrurile. Se începe de la stagiul 2 sau de la pasul al doilea, dar se pierde nevederea vedere aceasta. Revin spunând cuvintele lui Iorga, vai de acel care ține minte unde a căzut, dar uită unde a alunecat. Arare ori pasul alunecării noastre este tratat cu atenție. Arare ori luat în considerare, oh, el s-a împiedicat de acolo și lasă în urmă. E atent la cădere acolo unde a căzut. În realitate, Că de rea se găsește în alunecare. Acolo e marea problemă. Căderea aceasta n-ar fi avut loc niciodată dacă n-ar fi avut loc acea alunecare. Și acea alunecare n-ar fi avut loc niciodată dacă nu ar fi avut loc o scădere a atenției noastre sau o abatere a atenției și a concentrării atenției noastre într-o altă direcție. Am fi văzut că locul este alunecos și am fi mers cu mare atenție și n-am fi alunecat și n-am fi căzut. Am fi văzut că este ceva în cale de care ne vom împiedica și vom cădea, dar atenția ne-a fost furată de altceva. Cu alte cuvinte, e prea târziu să iei măsuri atunci când cazi. Aceste măsuri trebuie luate din înainte. Sunt câțiva pași unde încă se poate preveni așa ceva, încă se pot face schimbări, încă se pot evita consecințele acestea nefaste și nedorite ale ceea ce noi numim ceartă. Și haideți să o luăm pe rând. În Romani, capitolul 2, versetul 21, primim cu toții o întrebare răscolitoare. Tu care cerți pe alții, pe tine nu te cerți? Aceasta este o întrebare la care trebuie să dăm răspuns înainte de a porni orice fel de ceartă cu cineva. Putem să înțelegem însemnătatea acestor cuvinte? Putem să ne oprim o clipă? Putem să cerem lui Dumnezeu o rugăciune? Ajută-mă, Doamne, să nu pornesc niciodată o ceartă cu cineva, Înainte de a mă fi certat cu mine însumi cu privire la acest lucru. Dacă ne vom opri asupra noțiunii de ceartă, atunci vom înțelege că ea are un sens binecuvântat de Dumnezeu și autentic, și are un sens al decăderii, al al transformării, al alterării sensului ei inițial, care este destructiv, aduce... De unde știu când, este, când cearta este o binecuvântare și când este un blestem? După roade vei cunoaște, vezi ce produce în tine. Când, când simți îndemnul acesta de a te ocupa de cineva, de a te certa cu cineva, de a certa pe cineva, întreabă-te foarte serios... Ce obiectiv ai? De obicei, ceal, nu este altceva decât o punere în lumină a decăderii celui căzut. Uite în ce hal ești, cât ești de căzut, uite în ce groapă murdară, uite ce mizerii sunt acolo și așa Nu e nimic acolo decât demonic. Seamănă foarte mult cu ceea ce se ocupa satana în momentul în care se adresa lui Iosua era acolo ca să-l pârească, cuvântul acesta să-l pârească, înseamnă nimic altceva decât să-i descrie în culori vii mizeria, petele, murdăria de pe haina lui, căderea lui. Aceasta, în aceasta a degenerat cearta. Adevărata ceartă nu este altceva decât acea mustrare a Duhului Sfânt, acea vindecătoare, dojană a lui Dumnezeu în care se vede și din care mustește bunătatea și dragostea. Sunt gelos pentru tine, vreau să nu cazi, vreau să fii bine. E diferență de la cer la pământ. Am înțeles lucrul acesta mai de mult. De aceea nu sunt cunoscut ca un om care se ceartă. Aceasta mi este și rugăciunea în continuare. Vreau să spun că, totuși, nu știu dacă, ea, dacă cei ce spun acest lucru s-au gândit bine. Eu cred că am căutat să-mi fac datoria și am certat pe toți cei pe care i-am văzut că se împiedică și cad într-o privință sau în alta. Dar n-am scăpat din vedere să fac lucrul acesta întâi și întâi cu propriul meu suflet. Aceasta mi-a dat un pic de curaj în cuvântul pe care l-am spus celor de lângă mine. Nu spun cuvântul acesta din impuls sau din pornire, ci mă rog lui Dumnezeu ca acest cuvânt, pe care îl voi spune aproape lui meu, prin care voi căuta să-l îndrept, acest cuvânt să aibă în el, în conținutul lui, puterea Duhului Sfânt de a ridica acest suflet. Trestia frântă nu va zdrobi. Dacă te pui, te pui cu ciomagul pe trestia frântă, din clipa aceea nu nu, nu mă urmează altceva decât să fie făcută pulbere, praf, să nu se mai ridice niciodată. Trestia frântă nu o va zdrobi. Mucul care încă mai fumegă nu îl va stinge de tot. Aceasta e cearta lui Dumnezeu. N-am să pot. Sunt puțin emoționat când predau acest cuvânt. N-am să pot să, să, spun tot ce am în suflet. Sunt, sunt sărac în cuvinte dar am și contez mult de tot pe Bunul Dumnezeu și pe Duhul Sfânt, contez din tot sufletul meu că El va continua să vorbească cu inima noastră și după ce noi vom înceta să ascultăm cuvântul acesta. Deci aceasta ne întreabă Roman, capitolul 2, versetul 21. Tu care ceri pe altul, pe tine te-ai certat mai întâi? Nu te apuca la ceartă cu nimeni dacă nu te-ai certat cu tine mai întâi. În momentul în care te apuci la ceartă cu cineva sau cerți pe cineva, fără să te fi certat pe tine însuți, cuvintele tale sunt aspre, cuvintele tale sunt rele și sunt destructive. Nu numai asupra celui căruia le arunci aceste cuvinte, dar așa cum citeam de une zi, acidul distruge întâi și întâi conducta prin care curge, adică vasul în care stă. Acest lucru acest uh, cuvânt despre care a vorbit Isus. Oamenii vor da socoteală în fața lui Dumnezeu de orice cuvânt destructiv pe care l-au rostit vreodată, care a distrus vreo inimă, a descurajat vreun suflet. Vor răspunde în fața lui Dumnezeu. De ce să răspundă cineva care a dat cu cuțitul? Doar cineva care a dat cu cuțitul și n-ar răspunde și cel care a dat cu cuțitul cuvântului. De ce nu ar răspunde omul acesta? Sau cineva care a. Pus o travă și au omorât pe cineva. De ce acesta răspunde și cel care a pus o travă a cuvintelor? Nu. Atenție, nu se va întâmpla așa ceva. Degeaba se murgulește omul cu sufletul lui rău, că va fi trecut cu vederea, pentru că la tribunal nu este condamnat nimeni, fiindcă a spus cuvinte de un fel sau altul. Dar în fața lui Dumnezeu nu rămân necunoscute. Oamenii vor da. Sau vor trebui să dea uh, o, o explicație, vor trebui să-și asume răspunderea pentru efectul cuvintelor destructive pe care ei l au spus. Niciun cuvânt care strică să nu vă iasă din gură, ci mai degrabă unul care zidește, unul care ridică. Iubiții mei, de aceea am spus că nu, aș, nu am puterea să accentuez suficient lucrul acesta, dar vreau să arăt că în el și în el însuși, se găsește ascunsă cuvântarea. Nu este ceva plăcut să fii certat. Nu este ceva plăcut, dar este ceva atât de sănătos. În momentul în care, înainte de a îndrepta pe un altul, te-ai îndreptat pe tine însuți, înainte să înveți pe altul, te-ai învățat pe tine însuți, tu care știți, Roman capitolul 2, tu care spui acest lucru, Practici, ce spui? Aceasta este întrebarea. În momentul în care ai început cu tine și pentru tine și uh, ai făcut lucrul acesta cu propriul tău suflet, atunci cuvântul pe care îl spui este însoțit de puterea lui Dumnezeu, te asistă Dumnezeu. Dacă nu, dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta, ci este numai un gest de ipocrizie murdară, stricată, uh, uh, demonică, pur și simplu, uh, lucrul acesta nu numai că nu va fi primit, dar va vătăma teribil atât sufletul căruia îi este adresat, cât și pe acela care adresează acest cuvânt. Este foarte înțelept și binecuvântat de Dumnezeu să spui altuia ceea ce ți a spus ție însuți mai întâi. Tu care cerți pe altul, pe tine nu te cerți, pe tine nu te judeci. Dacă v-ați judeca singuri, n-ați mai fi judecați. Așadar, iubiții mei, căderea nu, este, nu are loc atunci când cineva se ceartă, când ne certăm. No. Căderea a avut loc mai înainte, când noi am refuzat să ne certăm pe noi înșine mai întâi. Dacă am face pasul acesta, ne-am certat pe noi înșine mai întâi, ne-ar rămâne doar puțină energie, dacă ar mai rămâne ceva, să certăm destructiv pe cel de lângă noi. Dacă pe noi înșine ne certăm cu acest cuvânt al lui Dumnezeu care ridică sufletul, în sensul că, așa cum Abigail l-a certat pe David, ați observat ce fel de ceartă a fost aceea. Tu ești viitorul împărat al lui Israel, tu vei sta pe tron. Cum îți va sta în ziua aceea? E o finețe, este o binecuvântare în acele cuvinte, rar de găsit pe acest pământ. Iubiții mei, două lucruri mari de cerut lui Dumnezeu. În primul rând, niciodată să nu fii autorul sau agresorul, să nu, fi, să nu te ridici împotriva sufletului lui tău cu acest fel de cuvinte destructive și doi, Dacă ești supus unui astfel de atac, ațintește-ți privirea la Dumnezeu, ascunde-te în stâncă, nu vei scăpa de efectul acid, coroziv al acestor cuvinte, decât dacă ești ascuns în stânca Hristos Isus. Atunci aș vrea să mergem, punctul 2, la partea cea mai însemnată, punctul cel mai însemnat. Ideea aceasta să te cerți pe tine înainte de a certa pe altul, mi se pare una comună, cred că este pedagogic, cred că este de bun simț și așa, are, are multe aspecte comune. Este un aspect însă necomun. Acum atenție, punctul 2, Iov capitolul 5, versetul 17, ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Tu, care cerți pe altul, pe tine însuți, nu te cerți în prezența lui Dumnezeu? Tu, care cerți pe altul, te-a certat Dumnezeu pe tine? Înainte ca tu să cerți pe altul, te-ai lăsat certat de Dumnezeu. După ce te-a certat Dumnezeu, ce ai făcut? Cum ai răspuns la cearta aceasta? Te-ai supus, ai primit cu dragoste, cu umilință, dacă ai făcut lucrul acesta, așa se va întâmpla și cu cuvintele care le spui tu, celui de lângă tine. La fel îți va răspunde acesta. Dacă tu te-ai revoltat împotriva cuvintelor cu care te-a certat Dumnezeu pentru tine, însuși, pentru ce pentru. Ceea ce faci tu sau cum, cum lucrezi tu. Dacă tu te revolți împotriva acestor cuvinte, atenție mare, împreună cu cuvintele pe care le spui aproape lui tău într-o ceartă, tu transmiți și virusul, virusul răzvrătirii împotriva cuvintelor tale. Copilul tău nu te va asculta niciodată. Am avut un prieten care a fost teribil de deranjat de furia unui om bolnav în timpul unei slujbe în biserică. Și s-a repezit la omul acesta și a încercat să-l ține, dar omul acesta și-a încleștat mâinile în gâtul lui și a fost la o clipă de a fi sufocat, de a fi omorât. Au luptat mai mulți oameni să scape viața celui de-al doilea, care vrea să restabilească liniștea. Și el m-a întrebat după aceea, mi-a zis, de ce a îngăduit Dumnezeu ca acest om bolnav să-și înfigă mâinile în gâtul meu? Eu am vrut să fac liniște la slujbă, să, să se poată înțelege cuvântul. De ce am îngăduit Dumnezeu aproape să, aproape să mor, aproape să fiu omorât? Și pentru că sunt apropiat, prieteni, i-am răspuns. Uite, de ce? În scriptură scrie așa: Satana nu poate să scoată afară pe Satana. Nu aveai cum tu să te repezi cu mânia ta, să te repezi asupra mâniei acestui om. Omul acela mâniat, înfuriat s-a ridicat și tu, mâniat și înfuriat pe mânia lui, te-ai ridicat asupra lui. Nu se poate în felul acesta. Biruiește răul, într-adevăr, dar prin bine. Nu toată lumea are încredere în Dumnezeu, dar pe voi vă rog fierbinte și împreună cu voi rog și sufletul meu. Fierbinte mă rog ca noi înșine să ne supunem lui Dumnezeu. Dacă tu te-ai supus cuvintelor lui Dumnezeu când te-a certat Duhul Sfânt, atunci copilul tău se va supune cuvintelor tale când tu îl vei certa și îl vei îndrepta. Dacă nu, vei provoca revoltă în sufletul lui. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, aceasta este o fericire, nu o nenorocire sau o nefericire. Este o fericire, este o binecuvântare. Pe toți oamenii ceartă Dumnezeu, pe toți cei care primesc, sigur că da. Altfel cearta lui Dumnezeu este în van. Și când ne ceartă cel prea înalt, pentru ce face lucrul acesta? Dumnezeu te ceartă, spune Scriptura, ca un părinte pe copilul lui, că vrea să-l vadă bine. Aceasta este intenția care se citește în fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Ca să fii fericit, ca să ai familia binecuvântată, ca să-ți meargă bine în lucrul tău, ca să trăiești zile multe pe pământul care ți-l dă Dumnezeu. Acestea sunt planurile din spatele cuvintelor lui Dumnezeu. Dacă le primim sau nu, aceasta rămâne de văzut. E o problemă de caracter, care trece însă dincolo de caracter și anume cine este Dumnezeu pentru tine. Cum îl privești tu pe el? Cum îl iubești sau îl urăști sau ești indiferent față de el? ce fel de legătură e între tine și Dumnezeu, acel lucru va produce atitudinea ta. Așa, a, a, când disprețuiești pe un om, orice ar spune omul acela, este ceva rău. E de neprimite, de criticate, de râs, de bat jocuri. Când disprețuiești pe cineva, când prețuiești pe cineva, prețuiești copilul tău, orice nimic ar face copilul, vai ce important, datorită faptului că tu prețuiești sufletul acesta. Contrastul teribil între a certa pe cineva în timp ce tu nu ai primit cearta lui Dumnezeu, nu te-ai supus, ci te-ai răzvrătit împotriva cuvintelor lui, contrastul acesta este așa de grețos, e așa de teribil, încât în Psalmul 50 Biblia numește ființa aceasta care nu primește cearta de la Dumnezeu, dar vrea să certe pe altul. Dumnezeu numește, este o ființă rea. Dumnezeu zice însă celui rău. Ce pot Înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Iubiților, de câte ori putem să fim noi în această poză cumplită, în care vorbim ce scrie Scriptura, spunem altuia ce ar avea de făcut, dar noi înșine nu călcăm pe urmele acestea. Ei pun poveri grele asupra oamenilor, dar nici cu un deget nu le ating în propria lor viață. Așa ceva să nu faceți, a spus Domnul nostru Isus Hristos. Îl îndemna Pavel Apostolul pe ucenicul său Timotei. Fii atent ce trebuie făcut. Propovăduiește cuvântul. M-a întrebat cineva, zice, ai trimis omul acela la mine? Și am spus nu. Cum? Sunt sigur, jur că l-ai trimis. Nu, nu, zic că l-am trimis la Biblie i-am spus că așa scrie în Biblie și el, crezând ce scrie în Biblie, a venit acolo, dar dacă nu credea ce scrie în Biblie, nu venea. Deci n-a venit că l-am trimis eu și l-a trimis Biblia, dar bine a făcut că a venit și mă bucur foarte mult. Pavel îi spune, propovăduiește cuvântul, trimite copilul tău la cuvântul lui Dumnezeu. Dar Trimiterea ta nu are nicio putere dacă tu însuți nu ai mers la acest cuvânt al lui Dumnezeu înainte. Dacă tu n-ai primit acest cuvânt și ai pretenție să îl primească cel de lângă tine, prin tine nu se va întâmpla lucrul acesta. Ar trebui să fim oameni înțelepți. Ar trebui să ascultăm de Dumnezeu, care ne-a spus nu, nu ține cont de faptul că un om uh, vorbește una și face alta. Dacă ceea ce vorbește este cuvântul lui Dumnezeu, ce vă zic ei să faceți? Chiar dacă ei pentru ei nu fac lucrul acesta. Dar, ce vă zic ei să faceți, din cauză că este cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura. Ați observat când Iisus, când i-au spus, te jur pe cel prea înalt, i-a spus Domnului nostru Iisus Hristos în timpul procesului său, el a răspuns la acest lucru. Propovăduiește cuvântul. Autoritatea nu ești tu. Autoritatea nu este biserica. Autoritatea nu este statul. Nu este cultura. Autoritatea nu este familia. Autoritatea nu este nimeni decât Dumnezeu, el este autoritatea supremă. Toate celelalte autorități respectate și prețuite de noi, toate aceste autorități își trag autoritatea din autoritatea lui. El este cel. Am puterea să-ți dau drumul și am puterea să te leg îi spune Irod lui Isus, la care Isus răspunde, nu ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Înțelege că tu nu ai putere sau autoritate, e delegată. De aceea propovăduiește cuvântul. Întotdeauna trimite pe om la cuvântul lui Dumnezeu. Stăruie asupra lui la timp și ne la timp. Când e vorba de o urgență, când e vorba de o catastrofă, când e vorba de un incendiu, nu putem să așteptăm niște vremi mai calme, mai e moment. Nu are sens să discutăm despre disperarea situației. Atunci intervenim la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Lucrul acesta, într-adevăr, Duce departe, duce foarte departe. Înainte de a porni o ceartă, asigură-te că ai asupra ta toată blândețea. Un părinte cu chipul roșit, cu ochii ieșiți din orbite, un așa monstru urât, o față... Am văzut, Am văzut persoane care sunt foarte frumoase fizic oameni, bărbați bine construiți de Dumnezeu, femei bine construite de Dumnezeu, în momentul în care ura pune stăpânire, în clipa în care blândeța fuge pe toate ferestrele și ușile, că nu mai e niciun loc pentru ea, se schimonosește fața, omul devine monstru. Se aruncă asupra copilului sau aproape lui cu această față schimonosită. Atenție, asigură-te, îi spune Pavel lui Timotei când dorești să cerți pe cineva, că în primul rând pe tine te-a certat Dumnezeu. Tu te-ai certat pe tine însuți în prezența lui Dumnezeu. Asigură-te de lucrul acesta cel din tâi. Doi, asigură-te că te-ai supus certării lui Dumnezeu, ai privit-o ca o fericire și ca o binecuvântare. Și trei, asigură-te că în procesul acesta în care vrei să îndrepti pe aproapele tău, Ești plin de toată blândețea. Altfel, du-te și roagă -te pentru tine, însuți mai întâi și, dacă mai este cazul, mai roagă și pentru altul, dar roagă-te întâi și întâi pentru tine. A intra în această lucrare, lipsit de aceste lucruri, duce foarte greu și foarte departe. Uitați-vă ce frumos în, începe versetul 23 în, în instruirea pe care Pavel o aduce ucenicului său. Numărul 1. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Aici noi cădem. Degeaba încercăm noi să găsim un răspuns potrivit, o atitudine bună, să evităm ceartă. Dacă noi n-am luat seama, ce fel de întrebare este aceasta? Păi este o întrebare nebună și nefolositoare. Ce cauți în treaba aceasta? Lasă-o întrebătorului. La aceste întrebări nu ai obligație nici față de Dumnezeu, nici față de oameni să răspunzi ai obligație față de Dumnezeu și față de oameni să te ferești de astfel de întrebări. Frate, păstrați așa această întrebare sau doamnă sau domnule, păstrați întrebarea aceasta. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Numărul 1. Să nu adresezi niciodată acest fel de întrebări nebune și nefolositoare. Și numărul 2. Să nu răspunzi niciodată la așa ceva. Ferește-te. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Știi că aceste lucruri duc la ceartă. Îndată ce ai dat răspuns la o întrebare nebună și nefolositoare, ai izbucnit o ceartă care poate duce la o despărțire sau la o crimă în final. De aici a pornit toate. Cum ați început? Ce s-a întâmplat? Ancheta. Păi m-a întrebat nu știu ce lucru și atunci i-am spus treabă nu știu cum și a început să înjure și așa mai departe. A răspuns la o întrebare nebună și nefolositoare. Este prea târziu să încerci să-ți calculezi răspunsul, să-ți reglezi cuvintele, gândurile, dacă n-ai luat seama la natura întrebării acestea. E prea târziu după aceea. E prea târziu. Ai căzut deja în momentul în care încerci și intri în dialog într-o întrebare nebună sau nefolositoare. Cuvintele Domnului nostru Isus Hristos. Atenție, vă rog, sunt tot atât de importante ca și tăcerea Domnului nostru Isus Hristos. Tăcerea Domnului nostru Isus Hristos este la fel de importantă ca și Biblia, ca și cuvintele Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu vorbește când trebuie vorbit și tace când trebuie să tacă. De la El trebuie să învățăm, pe El trebuie să-L rugăm să ne ajute să înțelegem și să facem totdeauna distinția aceasta între timpul când trebuie să vorbim și când nu trebuie să vorbim. Dar atenție la pasul, la certa dinaintea certei. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Ele dau naștere numai la certuri. Ce caută robul Domnului într-o ceartă? Versetul 24. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Semnul că ești roba lui Dumnezeu este că nu ești prezent într-o ceartă. Dacă pe un teren de fotbal, arbitrul, ar fi găsit în cearta aceasta, ținând cu unul sau cu altul, el nu mai este arbitru, el nu mai este judecător. A căzut din slujba aceasta, este un judecător corupt, va fi judecat și el pentru corupție. Omul lui Dumnezeu nu are ce să caute în afară că el nu se ceartă, Robul Domnului nu este prezent în această ceartă, într-o parte sau în alta. El nu este pentru câștigarea unei părți oarecare, ci el este pentru eliminarea de pe pământ a ideii de ceartă, destructivă, care distruge sufletul. Robul Domnului nu trebuie să se certe, adică să aibă un duh certăreț, ci scrie: El trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. El trebuie să îndrepte cu blândeță pe protivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, nu că le va demonstra el că a avut dreptate. Acesta e un mic lucifer, bietul de el. Nu în că într-o zi va câștiga această competiție, ci în că Dumnezeu va da pocăința potrivnicului ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care a fost prins, ca să-i facă voia. Am înțeles noi că agresorul este și el o victimă, de fapt. Am prins ideea aceasta? Am înțeles noi că lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu pe noi nu este să câștigăm o dispută, să dovedim cine are dreptate, să dovedim că este mai bun decât aproapele nostru. Mă voi sui mai presus de aparține altcuiva. Lăsați-o autorului acestui, nu purtați această haină care nu este a noastră. Nu. No. Cine este al nostru, cine este pentru noi, el este înainte-mergătorul, deja. Nu are niciun sens. Competiția aceasta nu vine de la Dumnezeu. Întrecerea aceasta sau lupta aceasta pe care o depune un om de a demonstra că are dreptate. Nicăieri nu, nu suntem chemați să ne apărăm reputația sau suntem chemați să ne apărăm caracterul. Și aici scrie cuvântul lui Dumnezeu aceste lucruri de inimaginabilă importanță. Numărul 1, robul Domnului nu trebuie să se certe. Numărul 2, trebuie să fie blând cu toți. Domne, e câte cineva care te scoate din pepe. Nu, știi, care este, știi ce înseamnă asta? Nu este încă robul Domnului cu toată inima. Ai, ai, intrat, ești pe calea aceasta, dar nu ești cu toată inima. Acum roagă-te la Dumnezeu, dacă nu poți să fii blând cu toți și dacă este cineva care te scoate din pepeni sau cineva care știe să te calce pe nervi, înseamnă că ai nervi descoperiți, ești vulnerabil undeva acolo. Nu te ruga pentru să-ți să-l spulbere domnul cu capul de stângi pe omul ăsta. Nu. rogă ca păcatul din tine să fie dat cu capul de stânci. Aceasta este rugăciunea adevărată. Robul Domnului trebuie să fie blând cu toți. Robul Domnului trebuie să fie o lecție pentru toți. Robul Domnului trebuie să fie plin de o îngăduință răbdătoare. Diferență mare. Robul Domnului trebuie să îndrepte cu blândeță pe protivnici. Pe păi în care stai în fața cuiva care ți este opus din momentul acela, tensiunea se ridică. Nu se ridică dacă, dacă ești conștient și cu bun simț de prezența lui Dumnezeu. Ai observat ce atent vorbești dacă sunt copiii tăi de față. Ai observat ce atent vorbești cu copiii tăi dacă sunt niște musafiri de față. Ați, ai observat în biserică ce frumos să păstrează ordinea când este public de față, sunt vizitatori sau așa mai departe. Ce prefăcătorie poate fi în ființa noastră e greu de măsurat. Dar este bine și este de folos să fie vindecat, nu măsurat, de către Duhul lui Dumnezeu. Să îndrepte cu blândețe pe protivnici. Care este agenda ta în această luptă? Numărul 1. Cu nădejdea că Dumnezeu te va da pocăința. Pocăința, adică schimbarea minții, înțelegerea, este agenda ta, este dorința ta. Tu nu dorești moartea celui care este diferit de tine și care se împotrivește ție. Tu nu dorești moartea, tu dorești pocăința. Pocăința nu este, oh, gata, tu ești uh, cel care, fiule, David, tu ești mai bun decât mine. Mm, uh, uh, sună interesant dar are nicio valoare. Cuvintele acestea trebuiau spuse lui Dumnezeu, Doamne, sunt rău. Nu a fost spuse niciodată acolo. Nu era nicio formă de respect pe verticală. Ci te-a constrâns situația pe orizontală să recunoști un lucru de felul acesta. Nu a avut niciun fel de, de, impact asupra schimbării vieții lui. Sau imediat a devenit același om. Deci lucrurile acestea nu trebuie nici măcar luate în considerare. Ci așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, ai în tine de aceasta, Că dacă vei fi blând cu toți, dacă nu te vei certa cu nimeni, dacă vei fi în stare să fie o lecție pentru toți oamenii în tot ceea ce faci, dacă vei manifesta această îngăduință răbdătoare, dacă vei îndrepta cu blândețe pe protimnicii tăi, atunci Dumnezeu le va da pocăință. Altfel, Domnul va spune, cine este acesta care îmi întunecă planurile? Cine este acesta cuvântări fără pricepere? Cine este acesta ar întreba întreabă domnul pe Iov: Dacă am împlinit condițiile acestea, atunci Dumnezeu le va da pocăința, 2. vor ajunge la cunoștința adevărului. O, deci așa stau lucrurile. Adevărul nu este o departe, este chiar la îndemână, Dacă când omul este pornit, este orbit de ură, de furie, nu mai interesează pe el care este adevărul, chiar dacă i s-ar spune și ar fi dovedit de însuși Dumnezeu. Nu vrea să audă, nu vrea să vadă. El este orb de furia lui. Dar aici, dacă, de dacă blândețea aceasta cu toți și învățarea aceasta în îngăduință răbdătoare și dacă îndreptarea cu blândeța a protivnicului se manifestă, atunci Dumnezeu dă pocăința și omul ajunge la cunoștința adevărului. Se liniștește sufletul în el și vede deslușit de degeaba ajuzecăm. Cum cum nu vezi cum stau lucrurile? Nu, nu omul nu poate să vadă. Starea lui sufletească de orbire din cauza furiei, mâniei, dezamăgirii, suferinței de un fel sau altul, îl împinge la batjocoră. Așa i-a spus lui Iov, suferința să nu te împingă la bază trebuie trebuie eliminată cauza problemei. Și versetul 26 venindu și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care a fost prins ca să-i facă voia. Ați observat care este exemplul pe care îl dă Pavel, Petru, Apostolul Petru când vorbește despre Domnul nostru Isus Hristos. Când era bazjocorit, n-a deschis gura. Era prorocia din Isaia 53. Ați observat efectul, efectul dialogului pe această frecvență al cu jocoritor. Când era batjocorit, n-a deschis gura. Ca o oaie mută, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Când era batjocorit, nu răspundea înapoi cu jocuri, ci se ruga dreptului stăpânitor. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Robul Domnului este chemat aici. Suntem chemați cu toții să trăim acest fel de viață. Dumnezeu să fie um, speranța noastră. Nu este nimeni atât de căzut încât să nu poată fi renăscut. Nu. Duhul lui Dumnezeu are această putere și pentru mine și pentru tine. Un singur lucru nu-l va face Dumnezeu în locul meu și în locul tău. El a lăsat asupra mea voința. El a lăsat asupra mea înfăptuirea. Rămâne de văzut dacă le voi primi sau nu? Eu nu am voință. Nu, nu, nu este cazul. Nu este aceasta problema. Întrebarea nu este dacă ai voință. Vrei să primești voință de la Dumnezeu? Aceasta e întrebarea. Bun. Am voință, aș vrea treaba aceasta, dar nu pot. Nu, nu este problemă. Vrei să primești înfăptuirea de la Dumnezeu? Aceasta e tot. Vrei să te faci sănătos? Am întrebat Domnul. Acestea era mare marele vrei. Era obstacolul nu situația lui de 38 de ani. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu că nu este niciunul, niciunul măcar printre noi, care să nu fie vinovat în fața acestui cuvânt și care în același timp să nu aibă această dorință tainică în sufletul lui sau ei să fie adus în armonie cu Dumnezeu. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată. Adu ființa noastră în armonie cu ființa ta și fă, Doamne, ca această mustrare a lui Dumnezeu, această, această ceartă a lui Dumnezeu pentru sufletul nostru, în mod tainic, să fie iubită și primită ca o formă de fericire. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Ajută-ne să nu ne certăm niciodată în viață cu cineva, înainte de a fi certat cu noi înșine, sub cuvântul tău, sub prezența ta. Fă, Doamne, ca Duhul nostru în lucrarea aceasta să fie sfințit de Tine și îți mulțumim din toată inima că ai garantat pocăința copiilor noștri sau a celor care se împotrivesc. Îți mulțumim din adâncul sufletului că ai garantat descoperirea adevărului în dată ce piatra va fi dată la o parte. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Isus Hristos. Amin.